Doamnelor, bună ziua și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la ședința Consiliului Local. Vă rog să-mi permiteți să mă așez și toată lumea să rămână așezată cu parcursul ședinței. Sunteți de acord? Mulțumesc! Voi începe prin a prezenta ordinea de zi pe care am să vă susțin spre aprobare. Proiectul ordinei de zi este următor. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 martie 2021. Apoi la numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică a unui imobil în suprafață de 292 m2, aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni, situat în cartierul de locuri din localitatea Răcăciuni, Comuna Răcăciuni. Inițiator, primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a clădirii în suprafață construită de 12 m2, dezafectată, în care se află pompe de apă dezafectate din punctul Cetățuia din localitatea Răcăciuni. Inițiator, primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la Comuna Răcăciuni. Inițiator, primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Răcăciuni și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2021. Inițiator, primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local Răcăciuni pentru activități non-profit în interes general aferent anului 2021. Inițiator, primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului situat în intravilanul satului Răcăciuni, alcătuit din teren în suprafață de 1221 m2. Inițiator, primarul Comunei. La punctul 8 avem 3 subpuncte la diverse. 2 referate din partea domnului Tancău Bogdan, șeful Serviciului de Situații de Urgență Răcăciuni. La punctul B, o adresă a primăriei Bacău înregistrată la instituția noastră sub numărul 3556 din 5 a 421 și cererea 2508 din 10 martie 2021 a domnului Ghiurca Valentin din satul Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, adresată Consiliului Local, însoțită de referatele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei Răcăciuni. Vă solicit dacă aveți și alte propuneri la ordinea de zi. Nu. Mulțumesc. Vă propun să votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate am aprobat ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să întreb secretarul UAT-ului Răcăciuni dacă în temeiul legal s-au primit contestații, amendamente pentru ordinea de zi sau dacă vreunul din proiectele ordinei de zi a primit aviz nefavorabil în ședințele de comisie. Nu, n-am avut până la momentul de față. Cele 3 comisii de specialitate întâlnite ieri au acordat avize favorabile, iar amendamente nu au fost transmise conform legislației în termenul legal. Mulțumesc! Permiteți. Vă rog. Aici se ia în discuție și punctul 4, pentru că în ceea ce privește bugetul pe anul 2021 ar fi trebuit pus în dezbatere publică. Mă iertați, domnul Alecu. Spuneți. Eu eram la punctul de a discuta dacă aveți propuneri pentru ordinea de zi. Nu, am cerut acceptul și l-ați dat. Da, păi da, dar duceți discuția în alt loc. Nu, voiam să vă întreb amendamentele pe care de care ați întrebat-o pe doamna secretar. Pentru proiectele la ordine de zi, așa m-am exprimat. Exact. E și acesta pe ordine. Păi da, am întrebat dacă există un amendament și mi s-a spus că nu. Comisia Buget, Comisia Juridică sau Comisia numărul 2 de Sănătate, imediat, domnul consilier, nu a dat niciun aviz nefavorabil pentru niciun proiect al ordinei de zi. Deci toate proiectele sunt avizate favorabil. În întrebarea pe care ați adresat-o doamnei secretar general, ați întrebat și despre contestații. Da. Contestații se pot depune tocmai în dezbaterea bugetului pe anul în curs, de către cetățeni. Da. Dezbatere care nu a avut loc. Unde să aibă dezbatere? Conform legii, în presă, la bizier sau pe se site. Afișează și cetățeanul are dreptul să nu scrie în lege, că eu am legea la mine și vă arăt acum. Care lege o are? 257. A bugetului. 237, scuzați-mă. 273. Sau 273, am zis 3773. A finanțelor publice. Spune clar, cetățeanul are dreptul să depună contestație, nu să dezbată. Exact, dar în timpul perioadei în de 15 fost... zile, de 15 zile. Exact. Este. Da. Da, vă rog, domnul consilier. După cât țin minte, ieri s-a întâlnit comisia de specialitate, da? La ora 11 noi am avut întâlnirea. Iertați-mă, nu știu la ce comisie sunteți. Comisia Buget Finanțe. Comisia Buget Finanțe. Așa. După câte știu, fiecare consilier acasă a avut o mapă. Au avut timp să o consulte. Eu vreau să știu dacă în comisie s-au dezbătut aceste propuneri. Nu, dar doar să mă pun la comisie. Dar dumneavoastră nu mi-ați răspuns la întrebare. Da. La ce întrebare să vă răspund? La întrebarea dacă se iau în calcul și contestațiile care s-au depus în perioada dezbaterii publice. Eu asta vreau să vă spun că n-au fost. Nu a fost dezbatere publică. Dezbatere publică înseamnă ca proiectul de hotărâre, inclusiv lista de investiții, să fie adusă la cunoștință publicului. Conform legii 273, în termen de 45 de zile, de la aprobarea în monitor oficial, bugetul se aprobă, adică astăzi, eu cum am zis, se aprobă de Consiliul Local. Înainte de acest lucru, înainte cu 15 zile, proiectul de hotărâre cuprinzând lista de investiții și anexa cu capitolele se afișează sau se dau publicități într-un ziar local. Noi nu avem ziar. În momentul în care noi... Asta este ultima variantă. Mai erau două, una pe instituții sau una la vizier. Domnul Alec, nu facem dialog. Eu am venit ieri la ședința de comisie, nu contează că ați putut la ascultul. La întrebare că se ia în calcul și contestațiile. Altceva. Domnul primar, vă rog frumos. Deci am răspuns la întrebare. Se iau în calcul și contestațiile depuse. Discutăm... Aici subliniat cu verde scrie ce spune legea. Noi am respectat exact legea. Vă rog frumos, domnul. În primul rând ar trebui să nu ne mai comportăm ca și cum am fi dușmani. Da, probabil exact, că poate să spună ceva și să-l ascultăm cu toții. Da, că până la... Asta și dar nu trebuie nici să... Haideți să vedem ce spune. Să ducem discuția dintr-un loc în altul, da? Nu, trebuie să respectăm legea. Problema este în felul următor. Ieri, dacă îmi permite, și cu ocazia asta vreau să vă salut pentru prezență și mă bucur că ați venit număr așa mare. Ieri s-a întrunit comisia comisiile de specialitate, au fost anunțați, s-a discutat, se discută, acum nu se mai reia iar o dată discuția că n-au fost, cineva nu a fost ieri la ședință. Nu, dar astea sunt discuții care le puteam o avea înainte sau putea să depună contestat sau putea să discute înainte de ședință cu o oră. Noi acum nu suntem altceva să facem, să dezbatem bugetul în 7. Domnul primar, permiteți-mi dacă... Aplicăm legea ce este după legea aia face, nu facem altceva. Și pentru domnul Alecu și pentru domnul... Valabil pentru toți. Dați-mi voie să citesc din legea 273 din 29/6/2006. La articolul 39, paragraful 3. În baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate potrivit alineatului 2, ordonatorii principali de credere în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în monitorul oficial partea 1, definitivează proiectul în 15 zile, da? Definitivează proiectul bugetului local care se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrative teritoriale. Locuitorii unității administrativ-teritoriale pot depune contestații privind proiectul bugetului în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia. Punct. Nu există dezbatere aici în lege. Cuvântul, s-a afișat. S-a afișat la primărie. La panoul de afișaj al primăriei. Este număr de registrare, tot. Pus la secretariat, da? Aveți. de data de 15. Dacă nu veniți să vedeți și intrăm în niște discuții. Mergeți și verificați. Înainte de a purta această discuție, trebuia să vă documentați. Exact. Nu v-ați documentat că n-ați fost nici la ședința de dezbatere. Nu e adevărat. Când era atât de simplu, depuneați la comisie. Domnilor consilieri, neavând alte propuneri la ordinea de zi, supun la vot aprobarea proiectului de zi. Cine este pentru? Am stat și la ieri la cine este pentru aprobarea proiectului de zi? Trebuie să supunem la vot, vă rog, haideți să ascultăm. Vă rog să înregistrați pe cameră toată discuția aceasta de lipsă de respect față de consilieri și față de președintele de ședință. Cine este pentru aprobarea proiectului ordinii de zi? Constat că în unanimitate proiectul ordinii de zi este aprobat. Trecem și intrăm în ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei secretar pentru a prezenta procesul verbal la ședințe anterioare. Unde am pus ordinea? Ședința din luna martie a avut loc pe 30 martie. Conform dispoziției primarului de convocare numărul 91 din 25 martie. Invitația a fost trimisă tuturor celor 15 consilieri locali. Dosarele cuprinzând documentele de ședință împreună cu buletinele de vot au fost transmise domnilor consilieri, personal la domiciliul fiecărui consilier în parte. În ziua ședinței, la ora 13, domnul președinte de ședință Tiliță Iancul, domnul primar Cheța Lucian și doamna secretar general Palade Cătălina, prezenți la sediul primăriei, au procedat la verificarea buletinelor de vot transmise de domnul consilier și au constatat următoarele. Ordinea de zi a ședinței a fost votată în unanimitate și nu au fost transmise amendamente la proiectele de hotărâre propuse pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal din luna februarie, ordinea de zi, apoi proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie 2021, execuția bugetară la data de 31/12/2020, încheierea actului adițional numărul 9 la contractul cu doamna Feraru Maricica, stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul 4 al anului 2020, proiect de hotărâre aprobarea încheierii unui contract de prestări serviciu în vederea actualizării documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență, proiect de hotărâre, aprobare, încheiere, act adițional 1 la contractul de închiriere cu doamna Vântulia. Și ultimul proiect de hotărâre, contribuția Consiliului Local Răcăciun la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap de pe raza Comunei Răcăciun. La diverse, raportul primarului Comunei privind starea economică, socială și de mediu a Comunei în anul 2020 și cererea domnului Ocleanovici Sebastian, care solicită închirierea modulului ce aparține BRD Răcăciun. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. În continuare, se supune la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 25 februarie, iar acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Primul proiect de hotărâre din verificarea votului a fost aprobat cu unanimitate la fel, 15 voturi, respectiv alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie-iunie. Următorul proiect de hotărâre, execuția bugetară la data de 31/12/2020, a fost aprobat cu majoritate, respectiv 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, a domnilor consilieri Alecu Robert, Bulai Gheorghe, Iacobuș Laurențiu și Bucu Ciprian, văzând și avizele comisiilor de specialitate favorabile. Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi, respectiv 11. Următorul proiect de hotărâre, actul adițional numărul 9 la contractul încheiat cu doamna Feraru Maricica. Se verifică buletinele de vot. Rezultă că acest proiect de hotărâre a întrunit un număr de 11 voturi pentru și 4 abțineri a celorlalți domni consilieri, respectiv Alecu Robert, Bulai Gheorghe, Iacobuș Laurențiu și Bucur Ciprian. Prevederile legale menționează că cu 11 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate. Următorul proiect de hotărâre, analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul 4 al anului 2020. Din verificarea buletinelor de vot se constată că acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate, 15 voturi. Următorul proiect, închirierea unui contract de prestări servicii privind actualizarea documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor și situațiilor de urgență, verificând avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate 15 voturi. Următorul proiect de hotărâre, un act adițional sau actul adițional numărul 1 la contractul de închiriere cu doamna Vântulia. În urma verificării voturilor, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Următorul punct și ultimul, contribuția Consiliului Local Răcăciun la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap de pe raza Comunei Răcăciun. Acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. La punctul diverse, raportul primarului Comunei Răcăciun, care a fost postat pe site-ul Comunei Răcăciun, îl găsiți dacă verificați, și cererea domnului Ocneanovici Sebastian în format de aducere la cunoștința Consiliului Local. Având în vedere că nu au mai fost probleme pe ordinea de zi, ședința a fost încheiată. Țin să menționez că în termen de 5 zile maxim de la data adoptării hotărârilor de Consiliul Local, acestea sunt afișate pe site, unde pot fi studiate atât hotărâri, cât și procesele verbale de la ședințe, cât și toate minutele care au loc cu ocazia ședințelor Consiliului Local. Ele sunt actualizate, le găsiți acum, inclusiv tot ce înseamnă ședință din luna martie. Dacă doriți informații suplimentare, am spus și mai spun încă o dată, puteți veni la orice oră în timpul programului la biroul meu și discutăm cu documentele și cu tot ceea ce este necesar și cu baza legală. Mulțumesc, doamna secretară. Domnilor consilieri, dacă aveți obiecții asupra procesului verbal întocmit. Nu. Mulțumesc. Propun să aprobăm procesul verbal la ședinții anterioare, de pe luna martie. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate a fost aprobat procesul verbal, nu proiect. Intrăm în ordinea de zi de dezbatere și anume la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil în suprafață de 292 metri pătrați, aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni, situat în cartierul de blocuri din localitatea Răcăciunii, inițiator primarul comunei. Ați primit acasă documentația. Mie îmi revine sarcina să mai întreb o dată dacă aveți, mă rog, ceva de obiectat aici. Dacă nu, vă rog să faceți propuneri pentru perioada de la articolul 2 a proiectului de hotărâre, ce perioadă de închiriere doriți să acordăm? Perioada inițială. Da, inițială, pentru că e prima. După aia, prin act adițional, noi avem drept posibilitate. Vă rog, domnul Munteanu. Dacă îmi permiteți, aș vrea mai întâi să ne se spună dacă acest obiectiv de investiții necesită și renovări, reparații. Da. Dar este vorba de hala, fosta hala de cărbune, de la centrala termică. Fosta hala de cărbune. Băgat bani. Întâi trebuie amenajat spațiul și apoi dacă în uzanță. Da. Mai mare de timp. Eu propun 5 ani pentru început. Bun, am consemnat 5 ani pentru... Uite aici, uite aici. Ia. Am găsit. Din partea grupului. Deci 5 ani, dumneavoastră. Vă rog frumos, țin să precizez un singur lucru. Suntem în ședința plen, ordinară a Consiliului Local Răcăciun, unde avem 15 consilieri locali. Punct. Fără partid. Da. Vă rog frumos. Era doar propunere. Da, vă rog să o auzim. Din partea dumneavoastră. Consilier local, a colegului dumneavoastră ca și consilier local, a colegii dumneavoastră ca și consilier local. Mă rog. Eu propun ca perioada de închiriere să nu depășească mandatul. Domnul Alecu, 4 ani. O scriu perioada mandatul Consiliului Local. Pe perioada mandatului Consiliului, da. Am înțeles că domnul... Trebuie stabilit cine face amenajările, că acolo e derută mare. Dacă cel care... Pentru că în condițiile astea poate fi o perioadă mai mare sau mai mică. Asta spunea și domnul Munteanu. Asta spunea domnul Munteanu. Dacă îmi permiteți, în momentul în care o să depună cereri pentru participare la licitație, persoanele respective o să aibă la cunoștință situația în care se află acel imobil. Posibilitatea acelui chiriaș este ca în momentul în care noi îi vom stabili o chirie, el vine la noi la Consiliul Local într-o lună, două, trei și spune, domnule, eu am un deviz de lucrări ce ține de efectuarea unor investiții, vorbesc de investiții la imobilul respectiv. Uitați, astea sunt, vreau să modific acoperișul, Consiliul Local verifică și spune, da, eu sunt de acord cu modificarea acoperișului. Scădem din chirie, dar nu sunt de acord ca avarul pe care îl dai să fie scăzut din chirie. Deci lucrarea aia care o aduci la imobilul meu, ți-o scad din chirie, pe un termen de calculăm. Este una igienizarea și alta investiție. Ce chirie ai? Am chiria de atât. Înseamnă că 3 luni faci acoperișul cu banii dumneatale și nu plătești chiria. Deci ca să înțelegeți care este mersul lucrurilor ulterior în chiriere. Dar deci el este conștient de imobilul pe care îl va lua și în cunoștință de cauză vine și participă la licitație. Da? Deci, într-adevăr, se închiriază pe 5 ani, bine a spus domnul Costel, că poate această durată, poate jumătate de an durează numai reconstrucția sau începerea efectivă propriu-zisă activității. Poate un an nu scoate nimic acolo, depinde ce activitatea o știm care este. Bun, da. Mulțumim. Avem 2 propuneri ca termen. Deci mai avem alte propuneri? Cât au mai rămas? 4 ani. 3 ani și 1 pe 2, da. 3 ani. Altă propunere referitor la perioada închirierii. Da, am întrebat. Dacă nu mai avem. Supunem la vot. Prima dată propunerea domnului Munteanu de 5 ani. Cine este pentru? Numărați, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cine este împotrivă? Nu împotrivă, pentru cealaltă. Pentru cealaltă propunere. Pentru cealaltă propunere. Care cealaltă? Aia de 5? 3 ani. Da, doamna secretară, o secundă. 5 consilieri nu au ridicat mâna. Știți ce au făcut? Se abțin sau sunt împotrivă? Păi nu știu. Nu, ei sunt de acord cu următoarea propunere. De unde rezultă? Păi supunem la vot. Păi eu asta vreau să spun acum. Eu asta vreau să întreb acum. La prima propunere întreb dacă se abține sau este cineva împotrivă. Pentru că prin lege ori mă abțin, ori sunt împotrivă, valoarea este aceeași. Da, întreb din nou, pentru prima propunere, cine se abține sau este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. 5. Trecem la propunerea domnului Alecu. Cine este? Puțin, domnul profesor, îmi cer scuze, domnul președinte, nu asta este procedura. Întâi se finalizează toate propunerile, pentru că ei sunt împotrivă nu a proiectului de hotărâre, ci împotriva propunerii de 10 ani. Finalizăm toate propunerile și apoi, dacă cineva este împotrivă sau se abține la propunerile cele, poate cineva nu vrea deloc să voteze proiectul, să nu confundăm. Nu. Deci pentru 10 voturi, pentru 5 ani, următoarea propunere, dacă așa spune legea, așa facem. Cine este? Așa, 1, 2, 3, 4, 5. Deci nu este nimeni împotrivă, ci dumnealor fiecare votează o altă propunere. Deci, dar în concluzie, cu 10 voturi, perioada este de 10 ani. 5 ani. De 5 ani cu 10 voturi. Mai departe. 5 ani. Tot la acest proiect al ordinei de zi, la articolul 7, trebuie să stabilim nivelul minim al chiriei care reprezintă prețul de pornire a licitației pe metru pătrat, lei metru pătrat pe lună. Deci, între blocuri a existat, doamnă, nu știu, vă spun eu, între blocuri este o hală, care pe vremuri a fost hala în care se depozita cărbunele pentru centrala termică. Ea a fost dezafectată. Acel spațiu vrem să-l închiriem. Prețul zonei, dar nu e casă, nu e apartament, e o hală dezafectată. Da. Imaginați cât de greu valoarea. Legea ne obligă să stabilim acest preț. Da, dar dumneavoastră ați fost acolo? Eu am fost. Știu. Păi tocmai de asta, dacă îmi permiteți, domn președinte. Să fac o paranteză. Știi că au fost depuse cerere pentru închirierea acelui spațiu. Atât timp cât a fost depusă o cerere, înseamnă că cetățeanul a văzut și a zis, da, domnule, eu mă bag aici. Și atunci ce trebuie să mai... apa în piu. Da. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Nu e gratuit, aici au fost și valoarea imobilului. Ar trebui, când stabilim prețul chiriei, să coroborăm oarecum și cu valoarea imobilului, adică și să ținem cont și de zonă, de amplasament, de toate chestiile astea, dar să facem referire și că, de faptul că imobilul, valoarea imobilului de inventar făcut în anul 2019. Adică să ținem cont și de asta, că e un imobil la prețul ăsta, ca poziționare, este extraordinar. Dar ținând cont de valoarea lui, trebuie să luăm în calcul că s-au făcut investiții majore, aș putea spune acolo, și e bine să ne gândim și la faptul că imobilul, zic, e unul, ca să nu zic degradat. Deci noi aveam acolo, în hala respectivă, adăposteam mașinile, utilajele care aveam prin diacru. În hala din... O persoană care se închirieze, cu ocazia asta, imobilul va fi și reabilitat, nu pe banii noștri. Și se va scade din valoarea investiției, exact cum a zis domnul, nu de igienizare, ci de consolidare, care este extrem de... Valoarea de inventar a imobilului este undeva în jur de 14.000 de lei, foarte puțin sub 14.000. Suprafața este aproape de 300 de metri pătrați. Un calcul empiric zice că aproximativ 47 de lei pe metru pătrat. Aproximativ. Dacă împărțim ce? Împărțim valoarea de inventar a imobilului la suprafața. Așa. Deci cam în jur de 50 de lei. Ce e 50 de lei? 50 de lei pe metru pătrat, 50 înmulțit cu 92, ca să vă faceți o idee. Asta este valoarea de inventar a imobilului. $14.600 pe lună, că pe lună calculăm, este... Păi și împărțit la 12. Am pierdut cu 14.000. Adică amortizăm valoarea în 10 luni. Din chirie. Am zis foarte bine să... Dar numai la asta te raportezi, la valoarea ei. Dacă îmi permiteți, mai avem spații închiriate în zona respectivă? Că nu știu. Cred că ar trebui să ne mulțumim în primul rând că vine cineva și investește. Asta aici ai punctat acolo foarte bine. Idealul ar fi, da, să putem să încurajăm să vină cineva ca acel spațiu să poată să-l... Cât va sta omul acolo? Că poate după 5 ani pleacă, își găsește alt business. Dar să rămână în circuitul nostru ca un spațiu, cum se spune, consolidat. Vă rog, domnule Curuș. În contract, ca până la finalul închirierii, omul din chirii să-și poată scoate investiția care o face. Nu avem de unde să știm. Nu avem de unde să știm, dar... V-am explicat procedura. Trebuie să încurajăm un pic, adică noi dăm omului o chirie mare ca să nu mai investească. Încurajați în prima perioadă, în ăștia 5 ani încurajăm. După ce vedem că investiția lui merge, putem merge și modifica chiria. Și ne-am scoat în 5 ani legal. Ce spune? Minim, cadru legal. Nu avem cadru legal, nu avem... Deci, dați-mi voie, am făcut un calcul greșit adineori și vă propun următorul lucru. Valoarea de inventar de 14.000 de lei să o împărțim la numărul de luni din acelor 5 ani pe care i-am aprobat. 60. Deci, dacă îmi permiteți, ajung undeva să spun că am 230, poftim 200 de lei chirie pe lună, ori 60 de luni, în timp de, pentru cei 5 ani, înseamnă cele aproape 14.000 de lei, valoarea de inventar a clădirii. Și atunci împărțim 200 la 200. Aproape 300 de metri o să ne de cineva. Eu nu v-am spus. Domnul, ați înțeles greșit. Eu am calculat ce înseamnă, nu v-am propus 200 de lei. Eu v-am spus ce înseamnă. Poftim, domnul Valentin. Dacă îmi permiteți, eu cred că putem astăzi să aprobăm, dacă suntem de acord cu începerea procedurilor de închiriere. Fără aceste puncte nu putem. Asta vreau să întreb. Și dacă putem să solicităm o evaluare, ca să nu fim nici în contradicție cu legea, că cred că și legea ne spune cam cum putem, nu spune? Deci, autorizat, ar face ceva de genul ăsta, ar lua valoare de inventar a imobilului, ar vedea care este prețul de chirie în zonă și cu prețul de la notar. Așteaptă puțin, așteaptă. Dacă noi luăm un evaluator autorizat, înseamnă că trebuie să, la fel, să luăm licitații ca să luăm evaluatorul, să-l plătim și să ne facă o sumă. Dar din punct de vedere legal, eu și consilier nu greșesc dacă aprob o sumă venită din partea unui evaluator autorizat. No, mai cheltuim bani cu evaluator. Asta, dar nici dacă propuneți o sumă nu este greșit. De la 500 de lei pe lună, cred că 500 de lei la 300 de metri pătrați. O altă propunere. La cum arată mai mult de 500, nu, dar total. Per total, nu pe metru pătrat. Ei, Doamne, per total clădirii, da, corect. Cât ar însemna pe împărțim 500 la... Ia, ziceți, ca să vedem pe metru pătrat. Pe total clădirii pe lună. 500 de lei pe lună împărțit la 292. 500 împărțit la 292 giga. 1,72. 1,72 lei pe metru pătrat. Da, e puțin, dar e suprafața mare. Și mare, păi, dar eu pot fac la ibuit. Deci propunerea domnului ne duce la 1,72 lei de bani pe metru pătrat. După o perioadă de timp să putem schimba investițiile din banii aia. Care bani? Hai să ne gândim când îi facem 20 de ani investițiile. Nu mai dă 20 de ani nimic, îl să ne el. Aveți o propunere? Măcar 5 lei metru pătrat, 1 euro metru pătrat, pentru început. Eu zic că ne-ar fi mai ușor, domn președinte, dacă am avea și un deviz de lucrări. Un deviz. Aproximarea ar trebui să ia în calcul și faptul, adică cuantumul investiției. Pentru că, de exemplu, dacă el va plăti, să spunem, 14.000 de lei pe 5 ani, suma totală, această sumă acoperă toate investițiile pe care vrea clientul să le facă în zona respectivă. Da, dar investițiile pe care le face, domnul Alecu, nu ați fost atent la explicațiile doamnei secretar. Investiția pe care vrea el să o facă vine cu propunerea la mine și eu o accept sau nu. Deci nu poate să facă chiar ce vrea el acolo. Poate vrea să construiască... Domnul consilier Alecu menționează alt aspect, se referă. Dacă în 5 ani, fiind investiția foarte mare, adică obiectivul este foarte deteriorat, s-ar putea ca în 5 ani să nu se acopere din chirie valoarea investiției. Asta se referă. Și atunci, doamna consilier Cocrea spune bine că hai să facem o valoare mai mare ca să poată să acopere investiția. Dar și mare rămâne. Asta cui rămâne? Păi a noastră. Păi și atunci ce mă interesează dacă acoperă sau nu acoperă? Să nu plătească chirie, dar să-și facă treaba acolo. Dar mergem pe cealaltă variantă. N-ar fi bine ca cineva să ia acea clădire, să o repare, să facă o activitate. Dacă noi ne grăbim, nu mai vine nimeni. Clădirea se deteriorează și este păcat. Dacă nu avem grijă să... Spuneați că vrem să... Doamna secretar, o secundă. Domnul Alecu chiar încuraja investiții, da? Păi și atunci, dacă mă duc cu o sumă foarte mare, mai încurajez investiția. Haideți să prindem un contract. Să prindem un contract pentru primul an, stabilirea unei sume de chirie. Iar anual, în Consiliul Local, nu anual, chiria să fie discutată prin... Atunci micșorăm perioada de închiriere, stabilim o chirie mai mică, ca după aia să putem intra în Consiliul Local să modificăm. Dacă mai permiteți o intervenție. Da, poftiți, domnule. Cred că ar trebui să avem în vedere și ceea ce vrea acest client să facă pe zona respectivă. Avem de să știm care e clientul. Păi da, ar trebui să fie... Nu pot să știu, că nu știu cine vine la licitație. Ar trebui să cuprindem în contractul, în precontractul respectiv, o clauză prin care să-i oblige, de exemplu... Cu cine să fac contract? Eu fac contract cu cel care câștigă licitație. Eu spun în cazul în care, să punem în caietul de dezbatere, caietul de sarcini, eu știu care e procedura, să... folosească forță de muncă din comună, atunci poate fi degrevat și de chirie, chiar dar, până mergem și până acolo, să spunem așa. Motivul trebuie să-l știm, deci noi știm ce faci acolo. De închiriere și un contract de prestare. Dacă ne permite, ne ducem și fabulăm. Eu nu pot să discut decât cu cel care câștigă, imediat, cu cel care câștigă licitația. Ca să câștige licitația trebuie să-i dau un preț pe metru pătrat. Nu pot să știu ce obiect. Poate vine unul cu croitorie, angajează femei, poate vine unul cu vulcanizare. sesizare, nu, eu știu ce nu, face. Domnul profesor, nu, atenție. Obligatoriu prin hotărârea de Consiliul Local stabilim obiectul închirierii care este scris acolo. Da. Deci numai pentru service auto. Deci haideți să sintetizăm un pic. Eu am fost inițiator și sunt inițiator acestui proiect. Cererea a fost depusă de către un cetățean din Răcăciuni, un investitor care vrea să dezvolte pe sursa lui de activitate, vrea să facă un service auto, este crescut, născut în Răcăciuni, vrem să stimulăm tinerii ca să se aduce să le creeze locuri de muncă. El actualmente stă într-o hală care plătește nu știu câte zeci de mii de euro. Nu, care a depus cererea, nu știm clientul final, aici nu facem speculații, da? Deci ați spus, este de intenție. Vreți să știți ce ar intenționa să facă. Participarea la licitație poate să o ia sau nu o ia, sau vine altcineva. Noi scoatem spațiu, nu știm ce. Adică favorizăm tineretul, dar nu-l favorizăm tineretul. Favorizăm cei din Răcăciuni, dar nu-i favorizăm pe cei din comună. Dar nu avem pentru nu înțeleg sensul. Nu avem în general. Pentru desfășurarea. Haideți să ne raportăm strict exact la prețul de închiriere. Dacă se stabilește, stabilește. Dacă nu se stabilește, revenim următoarea ședință de Consiliul Local. Nu stăm aici să vedem care-i, cum-i, să dezbatem în final. Faceți propuneri. Dacă ajutăm tineretul din Răcăciuni, ajutăm să facă ceva. Să vedem. Merg la vecini, care-i vecini să caut prețul. Sunteți capabili, și lăsăm. Domnul președinte, scuzați-mă, nu am o propunere. Eu rămân încă la ideea mea, chiar dacă ne costă mai mult, fiind un spațiu foarte mare. Având o evaluare corectă, după 5 ani, dacă câștigătorul va rămâne 5 ani, cel care va închiria, după 5 ani vom avea clădirea pentru alți doritori. Nu face nimeni investiții câțiva ani. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, stimați colegi, haideți să ne gândim, să plecăm de la premiza că trebuie să facem o ofertă atractivă, pentru că acea clădire este într-un stadiu de avansat de degradare și dacă noi nu facem un preț atractiv, practic ce facem? Clădirea nu se va închiria, se va deteriora. Știu, e normal pentru bugetul nostru, pentru noi ca și comună să câștigăm, pentru că noi suntem de partea comunii, da? Dar să ne gândim și la faptul că acel imobil va rămâne, cum să vă spun eu, nefuncțional. Domnul Dițoie, noi oricum câștigăm și dacă nu luăm bani din chirii. Păi nu, domnul, pe asta vreau să spun. Că ideea este să-l dăm. Eu, din punctul meu de vedere, toate spațiile care le-am avea, le-aș da. Bun, pe un an de zile. Hai să plecăm de la ideea că îl închiriem pe un an de zile, după care putem veni cu act adițional. Dacă noi considerăm că e prea puțin, cum să spun eu, suma, venim cu un act adițional și mărim chiria. Da. Zic, nu știu, în funcție de ce investiții face omul. Avem propunerea domnului Bădărău de 500 de lei pe lună pe întreg spațiu. Avem propunerea doamnei Cocrea de 1 euro pe metru pătrat pe lună. Dacă mai avem și alte propuneri. După atâta dezbateri, cred că aveți metru pătrat, 5.500 de euro. E nevoie de licitație pentru închiriere. Obligatoriu. Legea sau e pur și simplu să scoatem legea. Sau pur și simplu să-l scoatem spre închiriere cu anumite clauze. De exemplu, să folosească forța de muncă de aici. Eu zic că trebuie să angajăm oameni din Răcăciuni și oameni din Răcăciuni sunt așa, dâns să spune că totul se va... Domnul primar, nu băgați... Nu, dar nu, dar... Mi-a spus și cuvinte mai devreme că... V-a spus că vreți să promovăm, să dăm locuri de muncă. Persoana respectivă care a făcut cererea este din Răcăciuni. Este un tânăr care vrea să facă să creezi locuri de muncă la Răcăciuni. Deci, acum spuneți că vă bag... N-a știut. Dar nu știe. Concret tot ce spuneți. Deci, tot ce aparține domeniului... Nu influențezi pe nimeni. Nu avem voie să influențăm. Ascultați-mă, domn profesor, ce spune legislația. Nu putem influența agentul economic, ci forță de muncă să ia. Ideal este să ia. Fiți calmi. Domnul Alecu n-a știut. Acum a aflat. Tot ce este în patrimoniul domeniului public se concesionează, se vinde sau se închiriază numai și numai prin licitații. Deci ați înțeles, n-am voie să fac altceva. Pentru că după aceea mă duc la Zduc. Și nu am chef să mă duc la Zduc. Vă rog. Doar un minut. Și afirmația de mai devreme în care sugerai că s-ar ști câștigătorul. Asta se întâmplă și eu am fost și m-am interesat la un moment dat tot așa pentru un proiect, pentru o societate și Nu, procedura este în felul următor. Domn președinte, un minut. Un minut. 400 pe lună. Deci 400 te duci, depui o cerere și după, chiar dacă poate să ți-l dea, trebuie să-ți scoate la licitație. Are de băga bani, da. Asta e procedura. Deci de asta probabil... Mai am eu o propunere și gata. Vă rog. Puteți să-mi dați o informație cât... Nu, propunere pe metru pătrat pe preț, nici o informație altceva. Cât costă primăria spațiul respectiv în momentul ăsta, să-l țină? N-am înțeles. Ce? Ce-a zis? Asta. Se ține de administrare. Adică... N-are nimic. N-am nimic, e inconservat. Îl dăm cu 1 euro. Pentru că dacă nu... Pe metru pătrat. Nu, nu, în lege trebuie eu să specific lei metru pătrat lună. Scrie clar acolo în hârtie. Aia e luată din lege. 0,01. Nu mai avem alte propuneri. Vă rog... Domnul Alecu spune că dacă noi îl dăm, încurajăm cu, bănuiesc că vreți să spuneți în ideea în care dânsul să-l spuneți, să-l consolideze. Exact. Ați înțeles? N-a gândit bine aici, domnul Alecu. Adică îi dăm o chirie cât mai mică. Și aici vreau eu să spun că nu la asta v-ați referit? Investiția nouă mai îi se dă înapoi. Deci, păi nu, domnul Gelu, dar stabilim timpul alocat acestui domn. Stabilim asta. Avem, în baza unui deviz. 3 propuneri. O să mult mai ieftin, dacă e așa ce zice domnul Alecu. Vrea cu 1 euro toată lună. Păi da, eu am înțeles, 1 leu pe lună pe tot spațiul. Cum să dea cu devizul? Păi nu, nici așa. Păi asta a propus el. Dar cum să dea cu 1 euro pe lună spațiu? El are dreptul să dea propunerii. Vine alții din spate care îți spun și doamne, dar mie mi-ai dat așa și la mine dat așa, că nu-i funcționat. Cum să dă cu un eu? Curtea de conturi verifică. Nu, dar vine ca și la Petre Roma, când dăm 1 euro. Dar ce facem aici? Salul noastră de acasă, le dăm cu gratuități, le dăm cu... Nu, le facem conform legii, exact cum a zis, dacă vrem să promovăm și vrem să ajutăm cetățenii și tineretul din Răcăciuni și cei care vor să investească, le dăm și găsim de comun acord cu toții un preț favorabil și cu asta am încheiat discuția. Eu nu vreau să mai lungesc pe acest punct, ca să mai dezbatem. Avem 3 propuneri până. Se consultă și un evaluator, dar nu știu, vedem. Nu, haideți, supuneți la vă propunere și nu mai stau. Dar nu putem... Cerem clientul, prospectarea a investiției, iar investiția pentru a da lucru respectivul spațiu... Nu putem să facem așa, că eu nu știu cine a câștigat investiții. Da, să fie la 0. Deci avem 3 propuneri. Prima propunere este a domnului Bădărău. O supun la vot, 500 de lei, tot spațiu pe lună. O să aflăm cât costă, cât devine metrului pătrat. Supunem la vot? Nu. Eu amintesc acum cele 3 propuneri. Deci prima propunere, 500 de lei, domnul Bădărău, tot spațiu pe lună. A doua propunere, doamna Cocrea, 1 euro pe metru pătrat pe lună. Nu merge și euro, cât faci? 5 lei. 5 lei. Așa. Și a treia propunere a domnului Iancu, 400 de lei, tot spațiu pe lună. Astea sunt cele 3, așa a spus, 400 de lei, da? Avem aceste 3 propuneri și o să le supun la vot în ordinea în care au fost prezentate. Propunerea domnului Bădărău, cine este pentru ca spațiul să fie închiriat, cât o să iasă, nu știu, n-am împărțit, 500 la 292 pe metru pătrat pe lună. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. 5 cu domnul Iștoc. 5. Da, cine este pentru propunerea doamnei Cocrea, 5 lei pe metru pătrat pe lună? Ca așa să vedem pe toată suprafața. 292. 1460. 1460. Pentru că dacă noi mergem cu 15 milioane la licitații, nu o să vină nimeni și la anul ne întâlnim tot aici. Prietene, dar să supunem la vot, nu-i problemă. Eu propun 5 lei metru pătrat pe lună, al lui doamna Cocrea. Cine este pentru? 1.000 pe lună? Da. Doamna Cocrea. 2, 1, 2. 2 voturi pentru. Cine este pentru propunerea domnului Iancu? 400 de lei pe tot spațiul pe lună. Numărăm. 1, 2, 3, 4, 5. Dumneavoastră ați ridicat pentru 6 cu domnul Ciprian. Păi îmi ies 13 voturi. Da, 2 persoane n-au ridicat mâna. Înseamnă că nu sunt de acord cu proiectul de hotărâre? Suntem la propuneri lei metru pătrat. Păi nu, haideți să punem și propunerea domnului Alecu de un... 0,01. Da, Cătălina, ce faci? Păi da, da, să voteze. Da, sau acum vor să voteze. Vă să aveți în vedere și un alt aspect. Dacă el, investiția îi se va scădea din chirie. Noi, la un moment dat, dacă punem o chirie de 50 de lei, vom fi nevoie să plătim banii, investiția. Acolo să băgați o obiecție prin care... Da, într-adevăr, se scade din chirie, asta dar să nu depășească chiria pe lună. Da, nu știu cine. Păi, dar înțeles, nu știm, pe asta, da. Deocamdată... Da, mulțumesc. Am urmărit, doamna secretar general. O să definitivați aici. Doi consilieri n-au fost de acord cu niciuna din propuneri. Pe care sunt aceia ca să notez? Păi domnul Alecu nu a ridicat mâna la nicio propunere. Împotrivă sau s-a abținut? Se spune. Domnul Iacobuș. Domnul Iacobuș la fel. Nu-s de acord, pentru că nu-i de acord. Vorbeați că să dăm bani din primărie. Nu vei fi de acord cu investiții. Bine, e dreptul dumitale să nu fii de acord, dar noi nu putem să stăm pe loc pentru că dumneata nu ești de acord. Mergem. Articolul 9, domnul Iacobuș Valentin. Articolul 9 spune clar. Domnule, e dreptul dumneavoastră să nu fiți de acord cu propunere, da? Dar nu putem să stăm pe loc pentru că dumneavoastră nu sunteți de acord. E dreptul dumneavoastră să nu fiți de acord. E dreptul meu să spun că vreau sau nu vreau. Articolul 9. Se stabilesc membrii din cadrul Consiliului Local Răcăciuni care vor face parte din Comisia de Evaluare. Două propuneri vă rog să faceți pentru Comisia de Evaluare a Licitației. Și urmează să facem o propunere și pentru un membru supleant, în caz că cineva din cei doi are o problemă. Vă rog, domnul Alecu. Domnul Iacobuș Laurențiu. Domnul Iacobuș Laurențiu. Doamna Cocrea. Doamna Cocrea. Domnul Ionuț. Nu. Doamna Cocrea. Domnul Valentin. Pe domnul Drăgăstan îl propun, că știu că are experiență în zona asta. Domnul Tiliță. Domnul Munteanu. Domnul Tiliță pe domnul Munteanu. Jurist la profesie. Da. Avem câte propuneri? 4. Supunem la vot. Prima propunere. Domnul Iacobuș. Cine este pentru ca domnul Iacobuș să facă parte din această comisie de evaluare? 1, 2, 3. Păi, trebuie să ridici până dacă. Deci 1, 2, 3, 4. 4. Doamna Cocrea. Doamna Cocrea. Cine este pentru ca doamna Cocrea să facă parte din comisie? 1, 2, 3. Domnul Drăgăstan. Domnul Drăgăstan. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, dar dacă am ridicat mâna pentru doamna Cocrea. Nu, asta e pentru primul membru. Și domnul Munteanu, alegem primii doi clasați când i-am supus la vot. Și domnul Munteanu. Păi supunem la vot acum. Pentru domnul Munteanu, cine este pentru ca să facă parte din comisie? 1, 2, 3, păi sunt doi membri în comisie, primii doi clasați o să fie. Deci, domnul Munteanu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum spuneți-mi ca să știm rezultatul votului. Domnul Drăgăstan și domnul Munteanu. Și un membru supleant. Cine e pe locul 3 acolo? Domnul Iacobuș. Domnul Iacobuș. Urmează punct, următorul punct este exact același lucru, dar vă rog frumos în 3 minute să terminăm pentru că am învățat ceea ce n-am știut la acest punct și următorul să nu dureze. N-are rost. Mai ales că e un spațiu și mai mic. Proiect de hotărâre. Vorba de spațiu ăsta de aici de la... Spațiu e de 12 metri pătrați, care nu știe aici unde a fost CAP-ul, pompa de apă a CAP-ului, este o clădiriță acolo mică de vreo 12 metri pătrați, vai de capul, e dărăpănată, cei din Răcăciuni știu despre ce e vorba, vrea cineva să o închirieze, tocmai pentru a monta un hidrofor și așa mai departe. Deci nu-i mare scofală, nu-i mare... E funcțională. E funcțional când aveți sistemul de apă al comunei. Nu e funcțional. Păi nu-i păcat dacă cineva vrea să o pună în perioada din chirie 5 ani, de acord cu 5 ani. Cine este pentru 5 ani? Mulțumesc. Stați. Vă rog să ridicați mâna încă o dată. Avem și derutează invitații. Avem o persoană care n-a ridicat mâna. Din 15 înseamnă că 14 pentru. Poftim? Păi e 5 ani. Eu am propus 5 ani, pentru că... Vreți mai mult de 5 ani? Că așa gândesc logic. Da. Faceți o propunere. Eu am propus 5 ani și s-a votat propunerea mea. Acum faceți dumneavoastră o propunere și votăm propunerea dumneavoastră. Eu poate nu apuc următorul mandat. Ce mă interesează pe mine după ce se întâmplă? Faceți o propunere și m-ați ascultat? Eu am făcut o propunere, am supus-o la vot. Faceți dumneavoastră o propunere și o supunem la vot. Cu ce am greșit? Poftiți! Bun, domnul profesor, 5 ani... Deci 3 ani și jumătate, da? Ridicați. Cine este pentru ca, propunerea domnului Ciprian de 3 ani și jumătate? Avem... Nu înțeleg, ați ridicat, n-ați ridicat mâna. N-am știut varianta a doua. Stai cu mâna sus sau stai cu mâna jos? Varianta a doua. Am votat înainte să fie a doua propunere. Păi normal că stați cu mâna jos. La jumătate, dacă s-a votat. Cine este pentru 3 ani jumătate sau cât e pe dată? Pentru 5 ani, vă rog. Pentru 5 ani. Reluăm dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E bine? Sau 11 cu dumneavoastră. 11. Restul propunerilor sunt pentru 3 ani și jumătate, da? Adică 4 voturi. Domnul Alecu pentru 3 ani și jumătate, domnul Bucur, Iacobuș și... Propunerile aici. Tot la fel. Deci înseamnă că sunt 12 cu 3. Cât? 2, 3. Așa. Perioada de închiriere, prețul, vă rog. Eu fac o propunere, 5 lei metru pătrat. Altcineva. 60 lei, da, are grijă de el acolo. E mult, nu? 2 lei, foarte bine. Dreptul dumneavoastră, e dreptul meu să spun. Domnul Secară. Domnul Secară, 2 lei. Altcineva? Altă propunere. Nu mai avem propuneri. Prima propunere a mea de 5 lei, cine este pentru? Sunt singurul, da? Da. Oh, uite, chiar suntem 3. Și 2 lei ești propunerea domnului. 2 lei. Consilierii rămân aceiași? Eu vă propun să rămână aceiași consilieri și la această comisie. Că dacă tot e licitație acolo, e licitație și aici. Dacă i-am aprobat acolo, îi aprobăm și aici. Sunteți de acord? Deci, de acord ca domnul Drăgăstan, domnul Munteanu să facă parte din comisie, domnul Iacobuș, membru supleant în comisie. Și la acest proiect de hotărâre. De acord sunteți? Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Indexarea impozitelor. S-au discutat în ședință și nici n-avem ce discuta aici, pentru că e legea. Legea spune clar. Se indexează automat. Cine este pentru aprobarea proiectului cu numărul 4 la ordinea de zi? Numărați, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cine se abține, cine împotrivă? Cine se abține sau se împotrivă? Nominal este domnul Alecu, domnul Iacobuș. Abținere? Împotrivă. Împotrivă? Împotrivă? Împotrivă. 3. Înțeleg să face conform legii, suntem împotriva legii. Împotriva legii suntem. Da, păi tocmai, împotriva legii vom fi și la următorul punct. Stați liniștiți. E dreptul dumneavoastră, nu vă obligă nimeni să fiți de acord sau nu. Să fiți împotriva peste tot. 2,6 rata inflației nu este corectă. Suntem în perioadă critică pentru... Și asta e răspunsul. Dar te obligă legea, nu e ce problemă. În perioadă critică nu mai le respectăm legea. Ascultați un pic. Dacă... ni se propune spre vot acest lucru, înseamnă că ține de noi dacă aprobăm sau nu, da? Ei, eu refuz și votez împotrivă, pentru că nu m-am asigurat că la nivelul comunei, în perioada asta critică de pandemie, salariile, veniturile oamenilor au crescut cu 2,5%. Dar nu este despre vorba de domnul Alecu. De ce o duceți în derizoriu? Dar nu este asta, este o lege în care se aprobă la nivel național. Nu facem noi legile. Păi da, așa este legal să aprobăm. Păi cum adică să spui că... Păi mesajul dumneavoastră este că noi acum mărim taxele, nu le-am mărit. Ați uitat că ați fost în ședința de Consiliu Local în ianuarie sau în februarie și acolo împotriva. Păi tot timpul votați împotriva cetățenilor care v-au votat. Păi da, dar cum puteți să spuneți că indexăm taxe și impozite când este lege dată cu rata inflației? Păi și ce greșeală este asta? Că dumneata că... Dar nu se... Deci, dragi cetățeni, nu se majorează taxele locale. Este o lege care este da, se cheamă coeficient de inflație, se face la nivel național, o facem conform legii. Noi nu suntem mai presus de lege. Deci se publică, da. Adică că nu, că de acum deci nu cunoaștem legile și nu-i... V-am mărit taxele. Păi nu, tocmai de asta este mesajul. Nu vreau să vedeți, mesajul este invers. Cetățenii comunică că taxe în plus nu este adevărat. Ați fost în ședință, nu s-a... Da, ați fost împotriva, ați votat fiecare punct împotrivă. Cetățenii se știe că dumneavoastră votați tot timpul împotrivă. Nu am nimic personal cu dumneavoastră. Dacă ați ales acei cetățeni care v-au votat, nu le vreți binele, este... Dar poți să te... Dumneata ai votat împotrivă juridice dacă nu indexăm și noi. Da, mulțumesc frumos. Care sunt consecințele juridice dacă nu indexăm și noi? Mergem la punctul următor al ordinei de zi, și anume punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Răcăciuni și a listei de investiții pentru anul 2021. Astfel au fost pe comisii. Atât timp cât s-a discutat, s-a discutat bugetul în comisii. În comisii bugetul a primit aviz favorabil de la toate comisiile și votat cu în unanimitate în fiecare comisie. N-a existat niciun membru din comisie să voteze împotrivă sau să se abțină. Domnul Alecu, nu interveniți peste mine, vă rog foarte mult. Eu n-am intervenit peste dumneavoastră. Când o să fiți președinte, o să vă respect exact cum spune legea. Acum vă rog să mă respectați dumneavoastră pe mine. Faptul că n-ați fost la ședință denotă altceva. Interesul dumneavoastră pentru proiectele de hotărâre care se discută în Consiliul Local. Asta denotă. Dar n-ați vrut să înțelegeți că e un proiect... bugetul este poate cea mai importantă ședință dintr-un an de zile a unui Consiliu Local. Iar dumneavoastră v-ați făcut că sunteți nervos. Revin, niciun consilier nu a ridicat mâna și a spus că este împotriva acestui buget. Atunci vă propun să-l trecem direct la votarea în plen. Aș vrea să adaug... Vă rog, înscrieți-vă la cuvânt și spuneți ce aveți de spus. Câteva mențiuni. Aș vrea să consemneze doamna... Deci nu intră nimeni în polemică cu domnul Alecu. Spune ce are de spus, pentru că el n-a fost ieri la ședința de comisie. Da. Aș vrea să consemneze doamna secretar generală în procesul verbal al ședinței că, conform legii, acest buget ar fi trebuit să fi fost pus în dezbatere publică. Cetățenii ar fi trebuit să aibă posibilitatea să depună contestații, întrebări și amendamente, lucru care n-a fost posibil pentru că nu a fost pus în dezbatere, nu a fost publicat în ziar, nu a fost publicat pe pagina, pe site-ul, acolo unde a fost publicat raportul anul trecut, raportul de anul trecut al domnului primar. Imediat putea fi prezentat și acest buget pe anul 2021, care nu a fost publicat, nici acum, nici la momentul actual nu este. Deci cetățenii habar nu au de ce se votează. Bine, dumneavoastră să informați, domnule. Nu este. Domnul primar, nu mă opic. Lăsați-l să stăm până din seară. Domnul președinte. Domnul președinte. Da, vă rog, lăsați-l să termine dreptul dumnealui să intre până mâine. Domnul consilier Alecu a primit acasă. Au avut timp să depună amendamente ieri în comisie. Au avut timp să facă contestații. Cine a făcut ședința de Consiliul Local în care... Stăm până mâine așa. Mai aveți, domnul Alecu. Nu s-a îndeplinit legea 20. Nu s-a îndeplinit împotriva bugetului Comunii Răcăciuni, domnul Alecu. Da, altceva, lasă. Altceva? Și să mai dau, să mai... Atât, da? Nu se vrea să dea burse la copii, nu se vrea să dea bani la 50 de ani de căsătorie. Haideți, doamna secretară, că nu suntem aici, nici la mai... Mai aveți, domnul Alecu? Mai aveți? Nu mai aveți. Mulțumesc, domnul... A dus la cunoștința cetățenilor, adică au avut toate curile... Am consemnat cele spuse de domnul Alecu, au fost trecute în procesul verbal de către doamna secretară. Alte intervenții, dacă nu mai sunt, vă rog să-mi permit. Aveți și dumneavoastră o intervenție. Deci eu am votat favorabil ieri pentru condiția. Am vrut să depun amendament cu condiția ca... Ați vrut, dar n-ați spus nimic. La domnul primar să-mi sprijine cu drumul Ciucani, Gheorghe Doja, la domnul primar mi-a sărit în față cu documentele și m-a surprins. Pentru treaba asta, mulțumesc frumos. Da, mulțumesc și eu chiar vă mulțumesc. Asta este o documentație pentru drumul la Ciucani. Vă propun să votăm favorabil bugetul proiectului de... Deci eu fost de acord, domnule. Drumul începe să se construiască și un termen aproximativ când o să fie final. cum să repartizați banii pe trimestre, că atunci o să vă vedem. Oricum, în vara aceea realizează, ca să putem să le repartăm bunii bani. Bine, mulțumim! Mulțumesc, domnule Iacobuș, pentru să supunem la vot aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2021. Cine este pentru? Și împotrivă filmați. 14 pentru. Mulțumesc. Și împotrivă, domnul Ali. Nu, scuzați-vă. Mă abțin, conform. Tot acolo. Deci, pentru și domnul Alecu abțin. Mă abțin pentru că am și motivat. Da, am înțeles. Nicio problemă. Am înțeles. E dreptul dumneavoastră să votați cum vreți. 2 minute, dacă vreți să-mi dați voie să explic. Vreau să mulțumesc Consiliul Local pentru s-a aprobat bugetul, una la mână, a doua la mână. Bugetul anul acesta vine, și așa se știe că a venit foarte târziu, deci trebuia să vină în luna februarie. Trebuie să-i spuneți domnului Alecu că e cu 16 miliarde mai mic anul trecut. Pentru că dacă n-a fost... 2 minute, dacă îmi dați 2 minute pe ceas, 2 minute pe ceas, dacă îmi dați 2 minute... Trebuie să știi și dumneavoastră. Dacă îmi dați 2 minute pe ceas, vă explic că după aia la ora 2:30 trebuie să mă retrag, cât să ajung la o ședință la prefectură. Da, păi dai 2:30. Mulțumesc Consiliul Local actual care a votat bugetul și celor care n-au votat. N-ar trebui să le mulțumesc, dar le mulțumesc pentru intenții. S-au abținut, mai bine zis. Și având în vedere că nu, bugetul nu a venit în februarie, ca noi să ne putem, ca în fiecare an, ianuarie, sfârșitul ianuarie, începutul februarie, să ne putem să dezbatem mai bine cum ar veni bugetul într-un timp mai lung. A venit în... Suntem 22 aprilie, noi trebuie să l-am aprobat astăzi, urmează încă 15, 20, 30 de zile cu trimis la finanții, la verificat, la absolutor, după care la monitor, după care o să fie, putem începe și noi investițiile. Să știți că s-au atins absolut tot ce s-a putut atinge în funcție de banii care am avut alocați anul acesta. Anul trecut am avut o sumă mai mare, susținută de către Consiliul Județean și de către Ministerul de Finanțe. Anul ăsta am avut cu 16 miliarde mai puțin. Din punct de vedere al investițiilor, eu zic că în răcăciuni s-au făcut. S-a asfaltat Ciucaniu, s-a asfaltat Dumbrăveniu, s-a asfaltat Fondul Răcăciuniu, s-a asfaltat Răcăciuniu, se asfaltează Gheorghe Doja, s-a început lucrările la Casa de Cultură și celelalte investiții care sunt, și nu le mai numeri, care au fost prezentate dumneavoastră și le știți cu siguranță. Și care vor fi pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale. A nu vota bugetul, și aici cu asta închei, a nu vota bugetul înseamnă că ești împotriva sau te abțini împotriva tuturor cetățenilor și tuturor instituțiilor care funcționează în subordinea UAT-ului Răcăciuni. Începând de la elevi cu burse, începând de la oamenii care împlinesc 50 de ani de căsătorie, familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, începând de la bursele care trebuie să le acordăm celor de la Institutul Calabria, 150 de copii care trebuie să mănânce o hrană caldă și care beneficiază de această sumă, începând de la investiții care se fac în comună. Este ok, deci nu vreți să... Cetățenii, eu asta vreau să spun, dragi cetățeni, și mă refer la toată comuna, sunt un pic stresați, sunt un pic cam agitați și mă iertați. A nu vota bugetul, exact, e o crimă, efectiv este o crimă în fața cetățenilor, a oamenilor din comună. Nu știu pentru ce ați votat. Persoana care nu fac politică, persoana care nu este o brăznicie. Eu reprezint, m-au ales cetățenii din comună, da? Și vreau să spun că trebuia să voteze bugetul pentru copiii și pentru tineretul din Răcăciuni, pentru investițiile care le-au promis în campanie. Și cu asta am încheiat, domnul profesor. Mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumesc, dar vă rog să mai aveți răbdare câteva minute, pentru că mai avem câteva puncte la ordinea de zi în care vreau să interveniți. Domnul președinte de ședință, domnul primar mi-a menționat numele, în cazul ăsta am dreptul la replică. Da. Așa cum am justificat mai devreme... 2 minute, domnul Alecu, după ceas. Domnul primar nu s-a contorizat. Domnul primar a spus că eu sunt împotrivă și am comis o crimă eventual. Eu pur și simplu mi-am justificat abținerea. Este o crimă. Păi nu, asta a spus, Iar, băgați. Vă rog să vă păstrați afirmațiile pentru campania electorală viitoare și să așteptați până atunci. Da, mă rog. Mi-am justificat votul, și anume abținerea, pentru că acest buget este în afara legii. Dragi cetățeni, dumneavoastră aveți dreptul conform legii să dezbateți acest buget. Nu este bugetul domnului primar sau al Consiliului Local sau al celor care s-au înscăunat aici la primărie, ci este bugetul comunei, este al cetățenilor. Și în acest caz, legea vă favorizează acest aspect. Să dezbateți, să veniți cu propuneri. să puneți întrebări. Lucru care de către domnul primar nu v-a fost pus la dispoziție. Asta tot încerc să spun. Și nu am comis nicio crimă. Deci domnul primar și-a luat responsabilitatea de a-și vota singur bugetul. Nu este adevărat. Indiferent de dorințele dumneavoastră. Consilierii locali votează bugetul. Când ați vrut să voteți, votați problema dumneavoastră. Cu asta am încheiat. Haideți, domnul profesor, că nu ne face pe toți să nu știm să... Deci bugetul... Este afișat de pe 8, e înregistrat. E afișat ce vrei. Doamna Cocrea, o secundă de rog. Haideți, domn profesor, gata, trebuie să eu să ajung și număr de registrare. Nu puteți spune că este în afară. Era afișat din momentul în care a întocmit raportul. Dar degeaba le spui cortul. Nu, dar... Deci am terminat cu acest punct al ordinei de zi. Nu mai stăm la punctul 6 al ordinei de zi. Trecem la punctul 7 al ordinei de, nu, scuzați-vă, la punctul 6 al ordinei de zi, și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local Răcăciuni privind activitățile non-profit de interes general pentru anul 2021. Inițiator domnul primar. Sumele pentru... ce ați spus mai înainte? Pentru, vă rog, dumneavoastră, pentru că... cei de la social, de la Calabria, care am prins 35.000 de lei, 50 de ani de căsătorie, ce mai era, că nu mai... Atât, Culte și... Dacă votez pentru acest... Eu am domnului primar. Pentru culte, pentru bisericile care sunt în Răcăciuni, atât catolice cât și ortodoxe, cât și de altă confesiune, pentru acei copii de la Fundația Calabria, care în fiecare an mi-am susținut și o să-i susținem cu drag în fiecare an, pentru bătrânii care împlinesc 50 de ani, nu știu, m-a repetat, cred că... Căsătorii, da. Burse la elevi. Da. Cam atât. Da, mulțumim. Astea sunt, care vi le-am expus. Da. Spuneți la vot. Da, spuneți, domnul Alec. Ați monopolizat discuția, dar nu contează. Tocmai la punctul anterior a spus că eu sunt împotrivă, fără să știu opțiunea mea de vot la acest proiect de hotărâre. Bun, eu am referit la general. Aveți ceva de comentat la acest lucru? Mulțumesc. Domnul Iacobuș, aveți ceva ca să ridica mâna? Să nu spuneți că nu v-am dat votul. Ca să învățăm ceva. Da. Bine ar fi să mediatizăm un pic mai mult. Bine, bine, mulțumesc, am înțeles. Mai aveți și altceva. Da, asta e mediatizarea. Am înțeles, e părerea dumnealui, are dreptul să o exprime, atât înțelege. Vă rog frumos, spuneți-mi... Da, asta fac. Domnilor consilieri, vă supun la vot proiectul cu numărul 6 al ordinei de zi. Cine este pentru? Unanimitate, doamnă secretară. Domn președinte, am și eu o întrebare. Vă rog, domnule. Sunt curios. Domnul Alec a votat pentru acum. Da. E foarte bine. Dar asta, suma asta e prinsă în bugetul din 2020. Domnul, n-are nicio legătură. Ba, are legătură. Păi ce înseamnă din bugetul meu? Nu e adevărat. N-are nicio legătură cu biserica, că de fapt, sau cu cea... Gata, am înțeles. Nu mai continuăm. Haideți, domnul Alec, 20 de secunde vreau să vă spun ceva. Votează ca buget, dar nu votează ca... Îmi dați voie. Ceva punctat din buget. Bugetul cum e? Putem să fim domnul profesor Toma necredincios. Și ne plouă. Asta e, cam așa ceva. Nu așa. Proiectul domnul Alecu, haideți, domnul Alecu. Numele am dreptul la replică, vă rog. Ați vorbit cu el. Nu, domnul Drăgăstan mi-a menționat numele, a spus domnul Alecu, da? Da. Eu am votat și m-am abținut pentru buget, pentru că este în afara legii. Iar revenim. Da. Acum, la punctul ăsta, sunt pentru culte, sunt pentru burse, sunt pentru susținerea oamenilor, sunt pentru cetățean. Exact, asta era. Am înțeles, mulțumesc. Trecem la punctul 7 al ordinei de zi, am înțeles. Discutăm după ședință. Proiectul de hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preempțiune, privind cumpărarea imobilului situat în intravilanul Răcăciuni, alcătuit dintr-un teren de 1221. Domnilor consilieri, știți despre ce este vorba la acest punct, sau dacă nu, o să-i spun domnului, Alecu, să-l informez, adică, domnul Alecu, această suprafață de teren este amplasată într-o zonă a sitului arheologic de la Răcăciuni. Sitului arheologic. Am greșit. îmi cer scuze. Are totuși și proprietarii acestui teren care vor să-l vândă trebuie să ceară acordul Ministerului Culturii. Culte și Culturi. Vă rog. Ministerul nu-l interesează. A primit hârtie că Ministerul nu-l interesează. Următorul pe listă este Primăria Răcăciun. Și ne întreabă, vrem, conform legii, vrem să-l cumpărăm? Terenul... Și noi trebuie să răspundem dacă da sau nu. Ca el să-l poată vinde la o altă persoană. Asta vrea proiectul, acest proiect de hotărâre. În ședințele, cele trei ședințe de... în ședințele comisiilor, toată lumea și-a exprimat prin vot acordul să nu ne exercităm dreptul de preemțiune. Adică nu ne interesează nici pe noi, cu alte cuvinte. Asta era totul, domnul Alecu. Dacă aveți ceva neclar... Vă mulțumesc foarte mult că v-ați alocat timp ca să... Cine este pentru să aprobăm acest proiect? Pentru neexercitarea dreptului. Mulțumesc toată lumea. La punctul 8, la diverse, avem de discutat. Nu avem de aprobat absolut nimic. Deci, domnul primar, dacă vreți să ne explicați cele două referate ale lui Tancău Bogdan, le am eu aici. Uitați-le aici. CBS-ul. Da, 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 CBS-ul. Stați așa, stați așa. Uitați aici. Asta este, nu, asta e cererea de la primărie. Asta este una și asta este una. Da, sunt două cereri, două referate. Da, două referate al compartimentului situații de urgențe. E vorba de dotarea serviciului de situații de urgențe cu materiale pentru desfășurarea activității. Aici implică mai multe. Ați primit acasă, cred că le-ați spus. Da. Costume de protecție, pompieri, cizme, cazmale, cască și așa mai departe. Da, noi am prins... suntem dotați cu o parte din ele, dar nu toate. Asta ar însemna ca să prindem în jur de câteva miliarde. Nu chiar miliarde, dar în jur de câteva sute de milioane, da, da. Și... din cerințele domnului Bogdan, noi putem asigura deocamdată în bugetul de anului acesta o parte din ele, că nu le putem asigura chiar pe toate, că vorba domnului primar ne aduce pe miliarde în bani vechi. Iar a doua cerere este pentru școala Răcăciuni, a trimis o adresă către primărie, nu are aviz de securitate pentru incendii. Trebuie întocmit documentația ca să putem scoate. Trebuie întocmită documentația care trebuie plătită, bani care trebuie să luăm tot din bugetul local. Astea erau cele două valabil pentru toate clădirile care aparțin UAT-urilor Răcăciuni. V-am informat care clădiri trebuie să aibă ca să... documentații și autorizații de siguranță la incendiu. Să știți că o să urmeze... având în vedere că clădirile sunt vechi, cele noi se vor autoriza, cele vechi li se dă dintr-un simplu... Vă rog! La primul punct. La prima cerere. Poftiți? La prima cerere. La prima cerere, da. Toate echipamentele astea cine or să le folosească? Deci acolo să se lupte exact minimul necesar pentru intervenția voluntarilor care sunt în cadrul primăriei și care sunt cooptați cu... Îi avem în evidență de serviciul de voluntar. Iertați că sunt voluntari, știți dumneavoastră, i-ați văzut vreodată? Da. Nu, da, dacă... Am avut 70 de intervenții după cursul anului trecut. Domnul Bădreau, sunt voluntari, trecuți în tabele, informați, instruiți, cei care, Doamne ferește, decedează sau cei care... În jur de 17, în toată comuna. Sunt echipați, dar vreau să vă spun că acești voluntari nu pot interveni ca în regim de pompier. Nu știu unde a fost, dar... Legislația s-a modificat. Nu știu unde a fost voluntar. Din 2019, serviciul voluntar, dacă vă interesează, din 2019, serviciul voluntar are voie să și intervină la intervenții. De asta este nevoie de minim de dotare. Nu, dar nu e o problemă. Păi nu, ca idei. Până în 2019, serviciul voluntar nu intervenea. Adică, practic, ca să timpii de răspuns la intervenții să eficientizăm, serviciul voluntar, practic, poate să intervină la un incendiu. Până acum nu aveau calitatea. De ce? că nu aveau echipament, siguranța. Acum, prin, cum să vă spun eu, dezvoltarea acestui serviciu, există și are domnul, era bun să fi venit și domnul Tancău să ne fie explicat, pentru că este program de pregătire semnat, care l-a semnat la 31 martie cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Deci, nu, este echipamentul, da, dar așa funcționează serviciul, cu număr de voluntari, cu serviciu de prevenire. Facilități care vor fi pentru acești voluntari. Ei vor fi instruiți, de către ei sub Acău, periodic, și vor ști exact ce au de făcut pe fiecare atribuțiune care li se va da în cadrul serviciului voluntar. Cât și cei, corect. Corect. Da. La punctul B avem din partea primăriei Bacău. Vă rog. Ca membrii Comisiei de Voluntari de Situații de Urgență, chiar să facă campanii de prevenire. Chiar să facă campanii de prevenire, dacă tot... Vor fi instruiți și o să... Vor fi instruiți, dar chiar să facă campanii. Mai agresiv, pentru că dacă nu faci campanii, degeaba îi dai destul și șalopete. Nu-i dau vestea ca să plimbe pe drum sau să-l aruncă în foc pe om. Va fi instruit de către cadre specializate. La punctul B avem o adresă din partea primăriei Bacău, domnul Munteanu, o secundă, prin care ne... Cred că ați citit-o, că ați avut-o în documente. O adresă prin care ne solicită să ne asociem în o asociere intercomunitară în vederea serviciului de ecarisaj. Eu nu pot doar atât să vă solicit. Dacă sunteți de acord să demarăm documentele de asociere, de a intra într-o... Ați citit, bănuiesc, hârtia acasă. Suntem mai mulți, nu numai noi, Răcăciunii și municipiul Bacău, să intrăm în această asociere intercomunitară pentru serviciul de ecarisaj. Și dacă sunteți de acord, doamna secretar, să înceapă constituirea documentelor necesare. În principiu sunteți de acord, da? Deci nu o supun la vot, că nu trebuie să votăm. Dar dacă... În linii mari, dacă noi știm ce înseamnă ecarisaj, dar asta ce ar lua fiind, să înțelegem în linii mari. Ia un adăpost piraza comunii, sterilizare, în ce constă? Venim cu, ne implicăm financiar, e o chestie foarte bună, n-am o problemă dacă, oarecum să avem sub control chestia cu câinii vagabonzi. Iar ca și unitate administrativ-teritorială, adăposturile sunt la Bacău, la municipiul Bacău, noi nu deținem actualmente nici spațiu, nici dările necesare ca să putem lua acei câini care sunt pe stradă și toată ziua îi găsim pe marginea drumului și sunt pericole pentru copii, pentru... Așa și automat, dacă dânsii vor ca noi să venim într-un parteneriat cu ei, ei vor asigura serviciul de ecarisaj în totalitate. Din punct de vedere medical, absolut, absolut, absolut. Dar urmând să vă informăm, nu ia acum decizia. Noi dăm acordul. Dacă sunteți de acord, să începem. Da. Și la punctul C avem o cerere. Conform legii, nu poți. Domnul Ionuț. La punctul C avem o cerere din partea domnului Ghiurca Valentin din satul Fundul Răcăciuni, adresată Consiliului Local, în vederea scutirii de impozit pe anul 2021. Da? Am înțeles bine. Din documentația pe care o am primit-o și eu și dumneavoastră, au reieșit anumite aspecte prin care dumnealui spune că nu a fost ajutat, că nu a primit, mă rog, ajutorul la care se aștepta. Tot în spatele acestei documentații avem aici răspunsul compartimentelor de urbanism, așa, de asistență social, aici răspunde doamna imediat. Ancheta socială care s-a făcut în... Da. 2007. Lasă-mi să o iau. Dar o să rog ori pe doamna secretar, ori pe domnul primar să intervină. Da, de față aici îl salut pe domnul Ghiurca. Este prezent și chiar mă bucur că dânsul, da? Dânsul este aici de față ca să putem lămuri situația. În 2017, în data de undeva în decembrie parcă, nu? S-a întâmplat. Sau ianuarie, s-a întâmplat incidentul neplăcut pentru familia dânsului, la care la acea dată i-a luat foc casa, nu a mai rămas absolut nimic, din cât știu e perfect și mi-aduc aminte, absolut, dar absolut nimic nu a rămas, nici mobilier, nici nimic. La cererea dânsului făcută după incendiu, în baza procesului verbal făcut de către pompieri, am demarat o inițiativă la nivel de Consiliu Local în care hai să-l ajutăm pe domnul Ghiurca pentru susținerea cu o anumită sumă sau cu materiale, dacă este cazul, pentru refacerea construcției. Domnul Ghiurca Valentin a depus o cerere la primărie și după care noi am depus-o în Consiliul Local. În Consiliul Local, aș vrea să vă dau citire exact procesului verbal ca să nu fie discuții presupuneri sau da, deci la ce s-a discutat la timpul respectiv. Deci în continuarea ședinței se trece la discutarea punctului diverse. Cererea domnului Ghiurca Valentin. Domnul primar prezintă domnilor consilieri în data de 8/1/2017 locuința proprietate personală domnului Ghiurca că a luat foc în întregime, neputând fi salvat niciun bun. Domnul primar menționează că este un caz social deosebit, având în vedere că familia are 4 minori. Domnul primar propune domnilor consilieri un ajutor din partea Consiliului Local pentru ca domnul Ghiurca să-și înceapă reconstrucția casei. De asemenea, domnul primar menționează că Direcția Silvică, cunoscând cazul, a promis un ajutor constant în lemne pentru construcție. Am fost parcă împreună acolo la... Sau mă rog, te-am trimis, ai venit, am dat un telefon, nu știu, că am discutat și au zis că o să te ajut. Domnul primar spune că se va acorda o sumă de bani. Nu, asta este o informare, nu spun suma, o sumă de bani. Eu am pus-o Consiliul Local, da? Domnul consilier Munteanu Gheorghe întreabă care este baza legală. Doamna jurist Jălboaie Mihaela precizează articolul 28 alineat 2 din legea 416/2001. Primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și de alte situații deosebite stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. Deci nu pot eu ca primar, decât Consiliul Local poate să delibereze. Domnul consilier Munteanu Gheorghe, referitor la această situație, menționează că cetățenii ar trebui să-și asigure locuințele și întreba pe domnul primar dacă UAT are competențe în urmărirea acestei situații ale asigurărilor locuințelor de către cetățenii comune. Domnul primar spune că s-au făcut anunțuri și s-au făcut anunțuri în legătură cu această problemă, dar nu putem să obligăm ca primărie cetățenii să scoată asigurare. Domnul consilier Dan Romeo spune că ar trebui că atunci când cetățenii vin să-și achite impozitele, să le se ceară și să prezinte asigurarea pentru locuințe. Da, sigur, domnul primar spune că se va informa dacă este voie conform legii să facem acest lucru. După inițiativa mea în Consiliul Local, trebuia să urmezi un proiect de hotărâre, da? Proiect de hotărâre în care, exact cum a spus și astăzi, să vină cu documente în care materialele costă atât, mă rog, valoarea respectivă este... Poftim? Un deviz, da. Nu știu ce s-a mai întâmplat de atunci, că nu, chiar n-am mai... Țin minte că noi ce am discutat, au fost cei de la ajutor social, am trimis echipa acolo, te-am mai ajutat, v-am dat la dispoziție centru de zi de la Fundură Căciuni, n-ați vrut să locuiți acolo, că ați spus că locuiți la o casă a unei rude, v-ați băgat mobilierul tot al locuinței acolo, urmând ca ușor, ușor să intrați, să vă faceți casa și vă mutați în ea. În baza anchetei sociale care am avut-o la timpul respectiv, făcută de către compartimentul de asistență socială, îmi dați-mi voie să o caut. Și fac pe aia de 2007. Da. Prin data de 16/1/2017, mă rog, toate datele dumneavoastră acolo, căsătoriți, stare civilă, în urma incendiului, constată și ce ați declarat și dumneavoastră în fața celor de la asistență socială. În urma incidentului care a avut loc în seara zilei de 8/1/2017, locuința familiei Ghiurca, construită în anul 2000, a fost deteriorată complet, iar familia nu mai poate locui în aceasta. Locuința era construită din BCA, mansardă, fiind din lemn, alcătuită din 2 dormitoare și un living, bucătărie plus baie, avea încălzire cu centrală, apă, curent racordată la energie electrică. În prezent, familia Ghiurca este plasată la locuința pe care îi aparține Fundației Ceangăilor Maghiari din Moldova, din satul Fundură Căciuni. Raportul Serviciului de Urbanism din cadrul primăriei Da, să văd dacă l-am pe ăla din 2007, dacă nu, îl citesc pe ăsta. Nu l-am la îndemână, dar uite. Scrie așa: având în vedere cererea domnului Ghiurca Valentin din satul Fundul Răcăciunii, înregistrată cu numărul 2508 din 10-a 3-a, vă comunic următoare. Susnumitul avea emis autorizație de construcție numărul 27 din 11-a 10-a 2010 pentru construirea locuință parter în satul Fundul Răcăciuni. Locuința care era ars în totalitate, deci nu era parter plus mansardă cum era în procesul verbal. În primăvara anului 2017, la data când susnumitul descărca în fața proprietății un material de construcție, respectiv cărămidă, mă aflam, persoana respectivă de la urbanism, în control, pe teren, în zonă. I-am comunicat domnului Ghiurca Valentin că atunci când îi permite timpul, să prezinte la sediul primăriei pentru a intra în legalitate cu noua construcție, lucru care nu s-a întâmplat nici până astăzi. În urma incendiului produs, conform articolului 7 alineatul 16 din legea 50/1991 actualizată, privind autorizarea executării construcțiilor, așa, certificatul de urbanism și autorizații de construcție se emit fără documentații și avize, urmând ca acestea să se obțină până la finalizarea construcției totală, adică să ai proces verbal de. Deci dânsul putea de la data respectivă să, când o lua foc, un an de zile, să construiască exact așa cum a fost casa, fără a avea autorizație, dar cu obligativitatea să se autorizeze într-un an de zile. Cu avize, cu absolut tot. Construcția nouă nu este edificată la momentul actual de astăzi când vorbim, dar doar pe vechiul amplasament și este mult mai mare, nu este în plan parter așa cum este proiectul inițial, ci cu etaj. Având în vedere că domnul Ghiurca Valentin s-a prezentat la eliberarea autorizației de construire al imobilului timp de 4 ani, duce la ce? La reluarea din nou a documentației, ca să vă autorizați construcția așa cum este astăzi, și construcția este nu cu parter, cu etaj, o știți prea bine și aș vrea să o vedeți. Nu cu parter, pardon, numai parter și mansardă am vrut să spun. Arată în acest fel. Deci e o construcție parter cu etaj, cu sală de mese, cu... Ea nu mai are 50 de metri, are 370 ceva de metri pătrați. Nu este problema asta. Omul și-a făcut, e gospodar, îl felicit fără niciun fel de problemă. Nu deranjează nimic. Fără niciun fel de problemă. Acum, am ancheta socială făcută săptămâna trecută, în care știți prea bine că a venit la dumneavoastră domnii de la așa, în care spune, pe lângă, mă rog, incendiul care a avut loc acolo, locuința este formată din living, bucătărie, 2 băi, 4 dormitoare, camera centrală dotată cu aparatură casnică necesară, mobilată corespunzător, având încălzire centrală cu lemne și este racordată la rețeaua electrică. Altă parte, altă destinație a locuinței, este pentru spațiu comercial, fiind compusă dintr-o cameră de 8x5 la parter și 5 camere și hol la etaj. Deci construcția, nu știu ce forme ați dat o formă de pensiune, presupun, dacă ați făcut-o. Dar numai că trebuie să fie autorizat. În urma incendiului din ianuarie 2017, domnul Ghiurca ne-a spus că la ședința de Consiliu s-a propus acordarea unui ajutor minim de 5.000 de lei, dar nu se știe ce s-a întâmplat ulterior și nu a intrat în posesia banilor. Procesul verbal vi l-am citit, nu s-a propus suma, s-a propus o sumă. Domnul Ghiurca susține că a vorbit acum 3 luni cu domnul Bădărău Ionuț, care i-a cerut să-i se facă documentația cadastrală pentru a intra în legalitate privind autorizația de construcție. Acesta a spus că se va ocupa de demersurile respective, apoi se va face și va depune la sediul primăriei documentele în vederea autorizării. Din discuțiile purtate cu domnul Ghiurca a reieșit faptul că acesta dorește compensarea plății impozitului cu ajutorul pe care ar fi trebuit să-l primească în urma incendiului 2017. Două secunde și după aia vă lăs pe dumneavoastră, că chiar termine, vă lăs Consiliul Local să delibereze și îmi cer scuze că aș vrea să trebuie să ajung neapărat la Bacău. Din punct de vedere al social, păcat că s-a întâmplat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nimeni nu trebuie să treacă prin chestii dintre astea nefericite, dar dumneavoastră în perioada din 2017 până acum trebuia să intrați în legalitate. Cât mai devreme sau mai târziu trebuia să intrați în legalitate. Dumneavoastră nu ați respectat conform legii 50 nici dimensiunile, nici proporțiile, nici regimul de înălțime, nici absolut nimic al construcției care ați avut-o ca să puteți autoriza. Mai mult, nu v-ați autorizat ce ați avut de autorizat conform existentului care este, da? din punct de vedere al sănătății, hai să o pun așa între ghilimele, sunteți apt de muncă. Deci sunteți clinic sănătos, scrie în pacheta socială. Vă lăs pe dumneavoastră, dragi consilieri, să deliberați și să împreună cu juriul să o secundă. Să vă supun, nu știu, atenții, votării, scutirii sau cum a zis compensării acest caz. Mulțumim, domnul primar. Poftim? Imediat, domnul Ghiurca, dăm voi întâi la domnii consilieri și la urmă la dumneavoastră. Domnul Secară. În 2013, nu știu câți dintre dumneavoastră știu, am avut o catastrofă, mai multe, la lună, pierderea tatălui, în fine. Mi-a ars o suprafață de vreo 600 de metri pătrați, cu animale, cu garduri, cu magazii, cu tot. Chestia a fost că nu am fost asigurat. Având un an capricios, că a murit în aprilie, în mai tata și în august mi-a ars tot. Pe mine nu m-a ajutat nimeni cu un leu. Eram consilier local, îmi dau lacrimile acum când mi-aduc aminte. Da. Și să zic că măcar, băi, mai e o indemnizație în plus anul ăsta catastrofal. Dacă domnul Ghiurca vrea, după ce și-a făcut 3 case... Nu. De la 50 la 375. E 7, da. Am făcut matematica dumneavoastră, 7. Și nu poate să plătească. O fi de rău. E foarte grav. Nu știu, asta e părerea mea. Și-ar trebui să plătească. Hai să fim serioși. Domnul, aveți cuvânt. Da. Vreau să intervin la primul lucru când spunea domnul primar că nu s-a specificat suma. Avem înregistrarea video, este pe internet, ședința Consiliului Local. Când se-a... Păi dumneavoastră numai cu video te-ai ocupat toată viața. Numai cu video și cu filmările te-ai ocupat. La 5.000 de lei. Deci este înregistrarea video, cum că acest lucru s-a întâmplat. Acum ați repetat de mai multe ori, ați pus accentul că nu s-a specificat suma. Bine, nu oblig pe nimeni, deci nu este nimic obligatoriu să mi se dea mie un ajutor. În situația de atunci, nu se știa că eu o să primesc din donații anumite sume sau cu anumite clauze. Asta este altă treabă care nu aparține de primărie, dar primăria m-a asigurat că mă ajută, fiind o familie cu 4 copii, fără niciun venit, fără nimic. Deci eu nu aveam bani în bancă și să vin la primărie că am atâția milioane sau nu știu ce și să vin să cer bani la primărie. Eram pe drumul și știau foarte bine toți consilierii și domnul primar și da, erau foarte împăcitori, adică împăcitori, să spun. Au vrut să mă ajute și, din câte am înțeles, chiar consilierii mi-au spus la data respectivă, că mi s-a aprobat 5.000 de lei. Bine, nu m-a anunțat pe mine nimeni prin hârtie, nici de aceea nu am venit la primărie ca să cer, să zicem, acest bani. Acum, având datorii la primărie, pentru că din anul respectiv, 2017, eu nu am mai venit la primărie să plătesc impozitele, pentru că nu aveam nici hârtii pentru acea casă, deci care o am. Bine, am declarat-o că am casa, că nu știu ce, deci nu am plătit că impozitele, pentru că eu consideram că am acei bani la primărie care mi s-a alocat prin Consiliul Local. Bine, nu a fost anunțat oficial. Bine, la ora actuală eu vreau să clarific situația. Dacă mai am acel sprijin alocat, atunci, sau ce s-a întâmplat, s-a abrogat sau ce s-a întâmplat, nu știu. Și dacă se poate, și nu am depus, adică nu vreau să se înțeleagă că eu acum vreau scutire de la impozite de azi încolo. Deși legea spune că se poate acorda către cetățeni în termen de 10 ani de zile, dacă cineva se întâmplă. Dar măcar anii ăia de acolo până atunci, care mi s-a impus. Am înțeles, dați-mi voie să pun și eu 2 întrebări către dumneavoastră în mod direct. Domnul primar, dacă vreți să plecați, aveți acceptul nostru. Eu cer scuze și îmi cer permisiunea de a mă deplasa. Mai mult de 2 minute nu mai durează nici la noi. Eu vreau să vă întreb 2 lucruri. Mulțumesc de suflet pentru prezență. Dacă atunci vă ardea pielea atât de tare, de ce n-ați venit la primărie să spuneți, domnule primar, Uite înregistrarea asta video, cu toate că acolo înregistrarea aia video este o propunere, nu este un acord, nu este o hotărâre luată. E o propunere, cineva a aruncat o sumă, dar nu este o hotărâre. Dar de ce n-ați venit atunci când v-a ars pielea pe dumneavoastră să ziceți: domn primar, eu am 5.000 la dumneata, eu așa am înțeles de aici, unde-s banii? Uite, îmi trebuie și pentru un casă, îmi trebuie și pentru impozit. De 4 ani de zile n-ați călcat în primărie, nici pentru casă, nici pentru acei bani care spuneți că vi se cuveneau. Una la mână. Doi, în cererea pe care ați trimis-o nu ați spus așa cum ați spus aici: dacă mai aveți banii, ca să știu despre ce fac, ce am de urmat. Eu, în calitatea pe care o am și consilierii, am discutat în ședința de comisie de ieri, pentru că cazul cade chiar în comisia pe care eu o conduc, am hotărât că veți primi acasă, în scris, răspunsul la cererea dumneavoastră. Acest răspuns trebuie formulat conform legii, nu putem să vi-l dăm astăzi în mână. În cel mai scurt timp, maxim o săptămână, veți primi acest răspuns în scris acasă. Asta este tot ceea ce pot să vă spun astăzi despre cererea dumneavoastră. Domnul Bădărău, ați ridicat mâna? Totuși, peste toate antipatiile și polițele politice, domnul președinte, lăsați-mă să continui. Ar trebui să ne gândim că totuși e un om din comună și un concetățean al nostru, da? Acum, legea implică o grămadă de chestii dacă omul ăsta vrea să pună în legalitate. Și vă spun ca un om care sunt autorizat de Agenția Națională de Cadastru de 11 ani. Da? Dacă, ca să se poată pune în legalitate, primăria e obligată să-i dea amendă. Deci plecăm din start cu amenda minimă. Da? Nu mai spunem că nu l-am ajutat la momentul ăla. Pentru că adevărul e... E subiectiv, domnul președinte. Eu nu mai vreau să înțelegem legal cum stă treaba. După aia o să hotărâm. Știm cum stă treaba. Păi dacă știți, la momentul ăla, domnul președinte, domnul profesor, când eu ars casa omului ăsta, nu știam nici dumneavoastră, nici eu și nici unul dintre noi că el o să reușească să-și facă casa asta. Și dacă și-o făcut-o, și-o făcut-o tot prin donații și ajutor. Exact. Dar la momentul ăla, când el încă stătea în altă parte, cei care erau aici și domnul primar, bine, o să-ți dăm un ajutor. Mi se pare corect. Nu banii aia neapărat să-i primească, dar măcar să-l ajutăm să se pună în legalitate, fără să-l amendăm, fără să îl tratăm ca pe ultimul om. Nu l-a tratat nimeni ca pe ultimul om. Deci faceți afirmații, domnule Bădărău, vorbim amândoi, da? De ce faceți afirmații care îl tratăm ca pe ultimul om? Ce rezultă de aici? Păi da, vedeți cum interpretați. Eu i-am dat cuvântul, l-am ascultat, i-am răspuns, le-am pus o întrebare, dumnealui mi-a răspuns. Discuția civilizată nu înseamnă bătaie de joc, așa cum o interpretați dumneavoastră. Eu am avut o discuție civilizată cu dumnealui. Nu credeți că e bătaie de joc. Eu consider că domnul Ghiurca va primi un răspuns oficial legal acasă și dacă noi, Consiliul Local, primăria în speță, poate să-l ajute în continuare. N-a fost vorba de amendă, nu mi-aduc aminte să fie amenințat cineva. Doamna contabilă, a fost amenințat că va fi amendă? Ați fost amenințat că veți lua amendă, că vi s-a dărâma casa? Am simțit acest lucru. Stați un pic că vorbim de lege, domnul primar a ușat poză cu clădirea. Oprește un pic, hai să nu facem politică. Ascultați, dacă vrei un cetățean să-l pui, să-și facă, să intre în legalitate, din start ai constatat tu ca instituție că nu e legal, nu are autorizație, trebuie să-i dai amenda minimă, altfel nu poți să pornești demersul ăsta, înțelegeți? Deci, ați spus că să-l ajutăm, noi o să-l ajutăm cum o să putem. Dar mai sunt și alte probleme, poftiți. Un termen să se pună în legalitate. Vine peste butelia de gaz acum. Să-i mai dăm domnului un termen. Ca să pună în legalitate. Dar nu l-a amenințat nimeni nici cu timpul, nici cu amenda. Deci, domnul Iacobuș, nu l-a amenințat nimeni. Doamna contabilă. E bine ca să facem în solicitarea Consiliului Local. Să spunem în cele. Deci să-i dăm un termen. Să-i dăm un termen. Se pună. Da, să intre în legalitate. Propunerea domnului Iacobuș. În adresa pe care o să-l primească. În răspunsul pe care o să-l primească. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare.